Vă invit să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu, ne ridicăm în picioare și am să citesc din 1 Petru, capitolul 4, versetul 8, de la versetul 8 până la versetul 11. 1 Petru, capitolul 4, versetul 8. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care îi o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Să ocupăm locurile. Dacă plecați la 11:30 acasă, eu nu mă supăr. Am convenit cu fratele Doru, el rămâne să asculte predica mea până la capăt. Nu am vorbit cu Natanael, nu ne-am înțeles, dar știu că dincolo de planificările noastre este cineva care orchestrează subiectele de discuție în biserică. Și ceea ce vreau să spun în această dimineață este că dragostea la care ne cheamă Dumnezeu este de fapt slujirea creștină. Asta ne vine foarte greu să înțelegem. Marea poruncă este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta înseamnă să-L slujești pe aproapele tău ca pe tine însuți, ca ție însuți. Slujirea este dragostea de aproapele nostru în lucru, la lucru. Dragostea dintre soț și soție în ultimă instanță se transpune în slujirea unul celuilalt. Slujirea este o funcțiune a fiecăruia dintre noi în trupul lui Hristos și nu putem sluji dacă nu ne iubim unul pe celălalt. Am fost în Florida la biserica Elim de acolo și frații m-au rugat să vorbesc, să țin un studiu biblic despre slujire. N-a fost același subiect care îl țin astăzi, dar mi-am dat seama că frații erau foarte preocupați de subiectul acesta. Voiau să știe cum să slujească în biserică. Cei care ați fost joi seara la biserică, fratele Nelu Bocheanu, ne-a vorbit despre Iisus cel înviat dintre cei morți și una dintre caracteristicile despre care a vorbit, așa m-a lovit direct la inimă. El spunea că Domnul Iisus, înviat dintre cei morți, a căutat părtășia fraților, i-a căutat pe ai săi. Zilele trecute ne-am adus aminte cu soția de primii ani în America și ne-am dat seama ce diferență este între anii aceia și anii aceștia. Greu treceau câteva zile să nu ne căutăm unii pe alții, să nu ne vizităm unii pe alții. Atâtea grătare am făcut, că am devenit expert în grătare. Ne vizitam, ne sărbătoream zilele onomastice împreună. Părtășia frățească a fost una dintre dimensiunile majore ale bisericii de la început. Toți eram săraci. Și asta ne unea. Ne căutam unul pe celălalt, ne simțeam bine unul cu celălalt. Pe cum ne-am îmbogățit, am avut case tot mai mari, tot mai puțin musafir am mai invitat și am devenit tot mai singuri. Se spune că mama Teresa, femeia aceea extraordinară, care a îngrijit mii de oameni ai nimănui, oameni muribunzi de pe străzile Calcutei, femeia aceasta a declarat într-o zi că lepra societății contemporane este singurătatea. Am devenit foarte singuri, ne-am izolat unul de ceilalți. Sunt trei lucruri foarte obligatorii pentru noi ca și creștini și primul dintre ele să ne descoperim darurile spirituale pe care noi le avem. Duhul Sfânt dă daruri
bisericii sale și creștinilor, pentru ca să folosească celorlalți spre folosul altora, pentru a sluji pe ceilalți. Din păcate, cei mai mulți dintre noi nu ne străduim să ne găsim darul cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, pentru că, în ultimă instanță, nu ne place să slujim altora cu El. Dacă ne-ar da Domnul darul așa să facem spectacol, să primim aplauze, că de-aia le căutăm noi pe alea minuni, nu? Să facem minuni, astea adună aplauze. Dar nu ne place darurile acelea care nu știe stânga ce face dreapta, nu-i așa? Un al doilea lucru care este obligator, biserica, prin liderii ei, trebuie să echipeze sfinții în vederea lucrării de slujire. Haideți să vă citesc versetul ăsta care începe să fie tot mai uitat de noi. Și Sfânta Scriptură spune foarte clar, El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Și ascultați de ce ne-a dat biserica acești oameni. Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. De ce ne-a dat Domnul pe toți acești oameni deosebiți? Să ne învețe să slujim, să ne echipeze să slujim unii altora. În Efeseni, capitolul 2, Apostolul Pavel ne învață și este un al treilea lucru obligatoriu pentru orice creștin, să ne dezvoltăm o inimă de slujitor, să găsim modalități de a sluji altora. Lucrurile acestea încep să lipsească tot mai mult din biserică. Discutam zilele trecute cu soția și ne-am adus aminte de părinții noștri, mai ales de mama soacră. Astăzi așa ceva este un lucru absolut extrem de rar, dar femeia aceasta avea o inimă de slujitor. Spunea, Domnul mi-a pus pe inimă să ajut pe fata nu știu care din biserică, a rămas fără tată. De azi înainte, Domnul mi-a zis să mă ocup de ea și dacă îi cumpăra o rochie la fata ei, îi cumpăra și la fata aia. S-a ocupat, slujea altora. Un asemenea lucru trebuie să le recuperăm în Biserica lui Hristos de astăzi, să ne dezvoltăm o inimă de slujitori. Spuneam înainte că păcatul societății contemporane este acest individualism. Biserica devine încet, încet o sursă și o sumă de indivizi. Nu știm nimic unul despre celălalt, eventual știm că s-a tuns sau nu s-a tuns, are haine care ne plac sau nu ne plac, zâmbește sau nu. Nu știm nimic unul despre celălalt. Asta duce la erodarea sentimentului de comunitate. Ascultați-mă, dacă noi avem ceva important, ceva de valoare, este exact comunitatea în care noi suntem. Văd cât suferă oamenii care nu au o asemenea comunitate. Sunt așa de singuri. Să nu pierdem comunitatea. Paradoxul singurătății este că, în ciuda atâtor mijloace de comunicare de astăzi, devenim tot mai singuri. Eventual comunicăm cu cineva pe Facebook. Am atâția friends pe Facebook pe care nu i-am văzut în viața mea. Și încet, încet tot mai tai dintre ei, că ba unul mai obraznic, ba unul mai nesimțit. Am predicat undeva într-o biserică și cineva mi-a trimis imediat un pe Facebook, nu? Să citească toată lumea, că s-a potignit foarte tare în barba mea. M-am uitat în oglindă, nu aveam barbă, numai mustață. Dar el s-a potignit, Doamne, și în ceea ce nu aveam eu, nu? Lipsește comunitatea și nu putem vorbi de slujirea creștină dacă nu vorbim despre comunitate, despre trupul lui Hristos. Știți că nu putem fi creștini de unul singur?
Noi aparținem unui trup, suntem un mădular într-un trup. Atât cât este de caragios ca un mădular din trupul meu să declare într-o zi independență și nu are nevoie de ceilalți, nu numai că el moare, dar moare și întregul meu trup, nu-i așa? Fiecare suntem mădulare unii altora, spune Sfânta Scriptură. Locul nostru este să slujim altora și să ne lăsăm slujiți de ceilalți. Un creștin american, faimos Gordon McDowell, a spus următoarele cuvinte, zice, lumea poate face la fel de bine, chiar mai bine ca biserica, multe lucruri. Nu trebuie să fii creștin să construiești case pentru săraci, să-i hrănești pe flămânzi, să-i tratezi pe cei bolnavi. Este un singur lucru pe care lumea nu-l poate face, să ofere harul lui Dumnezeu oamenilor din jur. Să oferim har, asta înseamnă milă, înseamnă dragoste, asta înseamnă slujire. Numai biserica poate să o facă asta. Spune cineva că sunt trei feluri de oameni în lumea noastră. Oameni care fac ca lucrurile să se întâmple, oameni care privesc la ceea ce se întâmplă și oameni care se minunează de cele ce se întâmplă. Să știți că oamenii care fac ca lucrurile să se întâmple sunt foarte puțini. Ăștia sunt oameni de acțiune și oameni care slujesc. Oamenii aceștia schimbă lumea. De astfel de creștini e nevoie în aceste zile. Am să ilustrez ceea ce spun în continuare cu un exemplu din Evanghelie. Evanghelia după Marcu, Domnul Iisus la capitolul 2, versetul 1 la 12, ne redă, Evanghelia după Marcu ne redă o întâmplare extraordinar de interesantă. Este un paralizat care este dus de patru prieteni la Domnul Iisus Hristos. Predica mea în continuare se axează acum pe ilustrarea slujirii pe acest caz prezentat de Evanghelia după Marcu. Nădăjduiesc cu prima ocazie să continui subiectul acesta pentru că este absolut extrem de important. Gândiți-vă la paralizatul acela, omul acela bolnav. Condiția lui este absolut disperată. Universul lui este redus la o saltea, probabil o saltea de pai, o rogojină pe care zace acest om. Mai târziu îl găsim pe o targă, este cărat de alții, nu se poate sluji absolut deloc, este lipsit de independență, trăiește prin mila altora. Nu poate face nici o contribuție societății în care el trăiește, nici măcar familiei sale. Nu se poate sluji pe sine. Nu are nimic, n-are bani, n-are slujbă, n-are familie, n-are viitor. Omul acesta este o povară pentru ceilalți din jur. Este o condiție absolut deplorabilă în care poate să ajungă un om. Este o legumă. Dar are ceva. Și lucrul ăsta este șocant. Are patru prieteni. Mai are prieteni. Până și omul cel mai nenorocit de pe fața pământului mai poate avea ceva de valoare și asta este relația, este prietenia. Prietenia altora. Are patru prieteni și totul se petrece în viața lui de acum încolo din cauza acestor patru prieteni ai săi. Are parte de o prietenie care biruiește toate obstacolele. Cei handicapați se lovesc întotdeauna de atitudinea celor sănătoși, nu? E teribil. Trăim într-o societate totuși care a dezvoltat empatie și ne-a făcut drumuri și acces pentru cărucioare și omul handicapat, omul în probleme, e văzut altfel în această societate, dar n-a fost așa tot timpul. Grecii omorau pe copiii aceia care aveau deformații la naștere. Asta o făceau și romanii, aruncau în canale.
În Israel, dacă supraviețuia cineva cu asemenea boală, era întrebarea aceea foarte spirituală: oare cine a păcătuit? Oare cine a păcătuit? Nu? El o fi păcătuit sau părinții lui? Nu? Oare de ce e așa? Și apoi au venit filozofii: de ce e așa, o știe el? Nu? O știe Domnul. Știți că prieteniile întotdeauna sunt costisitoare? Prieteniile cer bani, cer să înfrângi stigma socială, inconveniențele, trebuie să ai timp, trebuie să ai energie, mai ales pentru oameni de genul ăsta, nu-i așa? O prietenie adevărată se naște dintr-o prioritate corectă, când hotărâm ceva că este mai important decât orice. Pentru a zidi o prietenie profundă, trebuie ca relațiile să fie puse pe primul loc. Cei patru au zis: mă, hai să mergem la golf astăzi, nu? Mă, dar prietenul nostru, nu? E singur, hai să-l vizităm. Și au ales de fiecare dată să-l viziteze. Au ales să-și petreacă timp cu el, au ales să cheltuiască pentru el. Probabil i-au dus vreo pizza sau cine știe, vreo înghețată, poate cine știe ce era pe vremea aceea, nu? Este așa de ironic, cheltuim cel mai mult timp pentru a face bani astăzi. Pentru a avea succes și nu folosim timpul pentru ceea ce de fapt am fost creați, pentru comunitate, pentru cei din jurul nostru. Uneori nu avem timp nici măcar pentru proprii noștri copii. Nu avem timp pentru nepoți, nu avem timp pentru bătrâni, pentru bunicul și bunica, nu avem timp pentru nimeni. Prietenii și prieteniile superficiale se nasc din priorități superficiale și secundare. Când citesc în Faptele Apostolilor, capitolul 2, nu mă mir că Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt. Zice, toți împreună erau nelipsiți de la templu. Toți împreună. Toți împreună. Dar haideți să ne gândim puțin și la omul ăsta necăjit. Probabil că în următoarea predică o să ne gândim la prietenii ăștia, pentru că e nevoie de o asemenea prietenie, de asemenea relație, de o asemenea comunitate a unor oameni care spargă acoperișuri, dacă trebuie, ca să ajungă la Hristos. Dar hai să ne oprim puțin la rogojina nenorocitului acestuia și să ne gândim și la rogojina noastră, pentru că fiecare avem neputința noastră. Noi avem impresia aceasta și trăim cu impresia aceasta că toți oamenii sunt normali ca noi, nu? Și pe urmă sunt ăia alalți care sunt întotdeauna dificili, dificil de comunica cu ei. Este un autor american, are o carte care vă recomand să o citiți, poate că o tipărim și noi la editura noastră, se cheamă Toți oamenii sunt normali până îi cunoști. Ok? Toți oamenii sunt normali până îi cunoști. Ortberg. De la distanță toți părem normali. Până ne apropiem. Zice că o fată într-o zi s-a dus la maică-sa și a zis: mamă, aș vrea și eu să am un bărbat normal. Și maică-sa a zis: toate femeile, fată, vor asta. Dar nu există așa ceva, măi, fată. Nu există așa ceva. Bărbat normal nu există. Eu m-am avut necazuri la frizărie odată, m-am dus la o frizărie din asta așa, că de obicei mă duc unde sunt români și cu care mă pot înțelege bine. Cu americani, am dat peste un american, am zis să mă tundă și am zis: cum vrei? Am zis: normal. Și m-a întrebat: cum e normal? Ce e normal? Ce înseamnă normal? Dacă și frizerul avea probleme cu normalitatea unei frizuri, a mea era teribilă problemă. Cum să-i spun să mă tundă? Nu? Ca Billy Graham. Nu? Ascultați-mă, cineva a spus că Biblia este galeria oamenilor cu probleme. Biblia este galeria oamenilor cu probleme.
cu rogojin, dacă vreți, cu neputințe. Cain îl omoară pe frate său din gelozie, pe Abel. Lameh se însoară cu mai multe muieri și introduce poligamia în lume. Noe se neacă în apele, nu se neacă în apele potopului, dar se neacă într-o sticlă de vin și se îmbată. Lot este gata să își dea fiicele să fie violate de sodomiți, dar mai târziu se culcă cu ele când se îmbată și le face copii. Avram face un copil cu servitoarea casei, nu? Isaac face favoritism între cei doi băieți care devin dușmani pentru 20 de ani. Iacov își ia două neveste și se trezește și cu două concubine. Face și el favoritism între copiii lui. Ruben, primul băiat al lui Iacov, se culcă cu concubina tatălui său. Iuda păcătuiește cu noră, s-a deghizat în femeie de stradă. Aș putea continua lista asta, că e normă. Oamenii ăștia au nevoie de terapist, au nevoie de counseling, Alin. Să-i primești la counseling pe ăștia. De ce oare ne prezintă Biblia cazurile astea? De ce vorbește Biblia despre dereglații ăștia? Ca să înțelegem că ei sunt ca noi și noi suntem ca ei. Să înțelegem un concept fundamental, totala depravare a ființei umane. Că toți au păcătuit și toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ăsta este conceptul Bibliei despre noi toți. Toți avem rogojina noastră, toți avem neputința noastră. Fiecare are defectele lui și neputințele lui. Vreți să vă dau o listă de rogojini din astea care le avem? Avem boli care ne limitează în toate acțiunile. Până la 74 de ani n-am știut de ce eu nu pot să fug, nu pot să fac eforturi foarte mari. Am aflat și m-au reparat doctorii. Unii avem lipsuri materiale fundamentale, avem stări depresive. Ne trezim dimineața și pasărea care ne cântă la geam e o cucuvaie, e o bufniță, nu? Fiecare dimineață dau de mâncare la păsările mele, am 10 soiuri acum, le-am numărat de câteva zile, avem 10 soiuri. Sunt 3 soiuri de turturele, alaltele a venit și un porumbel, am câteva vrăbi, pițigoi, de toate soiurile acum. De-aia e teribil să te trezești dimineața și să nu scânte cu turturelele, să scânte cu cuvaia, să scânte pasărea asta a morții, nu? Unii au temperamente explozive, rănesc cu gura pe toți cei din jur și mai ales pe cei dragi, pe oamenii pe care îi iubim. Alții avem frică noi. Poveștile actelor de curaj ni se par absolut tulburătoare, ne necăjesc să auzim așa ceva, nu? Era o perioadă când participam la toate conferințele lui Church of God, pe urma Uniunii, pe urma Convenției Bisericilor Române și întotdeauna soția se ducea la surori, la întâlnirea surorilor. Și într-o zi a venit foarte necășit acasă și a zis, nu mă mai duc, salut, să nu mă mai duci acolo, că nu mai vreau. Păi de ce? Zice, nu mai pot rezista la încă o poveste de succes. Ce vrei să spui cu asta? Păi zice, măi, dacă ai auzit pe surorile noastre, bărbaților sunt fantastici, formidabili, copiilor, primii la școală, buni de numai în cape, toată lumea e super, super, zice, numai ai noștri prunci răi. Numai noi avem necazuri. Toată lumea o duce extrem de bine. E foarte greu să reziști la povești din asta de succes, nu? În lumea noastră contemporană. Facebook-ul este plin de prăjituri, de numai fripturi. Parcă ăștia numai de alea mănâncă, săracii. De ce nu pun și loboda care o fac
De ce nu pun pe Facebook, domnule? Nu? Ma friptanele alea mari. Da. Mămăligă. De ce? Mănâncă? Cred că mănâncă și mămăligă. Mănâncă și cartofi, domnule, nu? Numai treburi de nasa fantastice. Și ai impresia că toată lumea mănâncă bine în afară de noi, domnule. Nu? Și atunci, acum să nu cazi în depresie? Avem această incapacitate de a ne încrede în alții. Asta e un handicap foarte mare. Nu avem încredere în oameni. Avem apoi altă boală. Mulți dintre noi vrem să ținem sub control absolut tot. Tot sub control. Și e teribil când ajunge soția să ține controlul. Am fost cu cineva și trebuia să ne luăm o cafea și nu știa ce să facă, să cumpere el sau nu, până nu dă telefon la nevastă să se întrebe dacă are voie sau nu să cumpere o cafea și pentru alții. Era groaznic. Cineva ținea controlul la tot și bietul om era supus austriac. Avem incapacitatea de a ne exprima sentimentele, mulți dintre noi. Nu știm să spunem, te iubesc, te iert, am uitat, hai să o luăm de la capăt. Nu știm să spunem treburile astea. Unii suntem bântuiți de păcate și de greșeli de ale trecutului. Nu le mai putem uita, nu ne mai putem ierta. De ce am cumpărat asta? De ce ne-am mutat aici? Asta e unul dintre regretele din familia mea. De ce ne-am mutat noi în Arizona? Nu puteam noi rămâne unde am fost. Din păcate însă trăim printre oameni care cred că ei n-au niciun fel de rogojină, n-au niciun fel de neputință. Ei sunt perfecți. Fațada omului normal. Numai noi suntem anormali. E lupta aceea formidabilă de a-ți ascunde permanent defectele. Încercarea aceea de a părea altceva decât ești. Ai prieteni cărora le permiți să-ți care rogojina? Ai pe cineva căruia poți să-i spui, mă, nu pot să, că nu am, nu pot că, uite, sunt bolnav, aș avea nevoie de ajutor, ai putea să mă ajuți și pe mine la ceva? De când cu operația asta și cu inima și cu buletinul la care mă mai uit din când în când, am 73 de ani, nu? Am descoperit o serie de lucruri care nu le știam, că nu mă pot apleca așa ușor sau dacă mă aplec mă ridic greu, nu? Și atunci descoper că am o serie de lucruri de care aș avea nevoie și atunci mă gândesc, mă, pe cine aș putea eu chema să mă ajute la rogojina asta, nu? Să-mi dea o mână de ajutor aici. Și descoper că am foarte, foarte puțini, nu? Unul dintre cei cunoscuți cer prea mult, nu? Alții nu au timp și atunci descoper că sunt condamnat să rămân cu rogojina mea sau să încerc să fac eu ceva în limitele posibilităților mele să scap de necazul în care sunt. Casa pe care am cumpărat-o, am crezut că a fost o mare binecuvântare, că aveam 3 palmieri frumoși în fața casei. Au devenit o pacoste formidabilă. Se pare că e cel mai scump copac, palmierul. Cu 2 ani în urmă mi-au cerut $60 pentru unul să-mi taie vreo 10 frunze din el. Anul trecut mi-au cerut 70, anul ăsta 80. Cu cât crește ăsta, crește și prețul lor. Tot mă uit la ei și nu mă pot urca până acolo. Tot mă gândesc ce să fac. Probabil că să-i tai, ar fi mult mai ok, nu să scap de cheltuiala asta anuală, nu? Dar întotdeauna când îți faci inventarul cine poate să te ajute la o rogojină de genul ăsta, descoperi că sunt foarte puțini oameni care mai pot, care mai vreau și care mai au timp pentru rogojina ta, pentru că fiecare are rogojina lui. Dacă vrei o prietenie profundă, nu poți pretinde ca tu să fii cel tare de fiecare dată.
Nu poți să pretinzi să fii tu ăla tare. Tu ajungi pe toată lumea, tu te duci. Tu... Pentru că ai și tu neputințele tale. Lasă-te ajutat. Nu ne lăsăm ajutați că suntem prea mândri. Este un teolog și filozof în același timp, Kierkegaard, care a scris despre dilema aricilor. Și aș vrea să fiți foarte atenți la asta, pentru că este absolut fantastică. Zicea el, suntem ca niște arici care în viscolul iernii se adună la oaltă să se încălzească unii de alții. Cu cât se apropie mai tare unii de alții, cu atât țepilor se rănesc reciproc. Departe e frig, aproape e dureros. Departe e frig, aproape e dureros. Probabil că asta este dilema noastră a aricilor pentecostali, dacă vreți, nu? Dacă nu ne apropiem unul de altul, e frig, suntem singuri. Cineva zice, m-am mutat, măi, din Arizona. De ce? Frații sunt prea reci. Cum să fie reci în Arizona, mea? S-a mutat că era frig în Arizona. Să te departe de frați, nu? Ei, dacă te apropii, dai de țepi, nu? Și atunci, aceasta este dilema aricilor, cum spunea Kierkegaard. Este un scriitor american, John Wainer, care a scris că nu există comunitate ideală. Comunitatea este formată din oameni cu toate bogățiile lucrurilor pozitive, dar și cu slăbiciunile și sărăcia lor. Din oameni care se acceptă și se iartă unii pe alții, care sunt vulnerabili unul față de celălalt. Umilința și încrederea stau la baza comunității mai mult ca perfecțiune. Încă o dată, umilința și încrederea stă la baza comunității și nu neapărat perfecțiunea. Toți suntem perfecți, toți suntem arici, dar cu țepi moi, nu? Toți suntem arici, dar tunși de țepi, nu avem țepi. Umilința și încrederea unul în celălalt. Vreau să închei spunând că nu doar paraliticul ăsta avea nevoie de prieteni, ci fiecare dintre noi avem nevoie unul de celălalt. Cei patru au parte și ei de binecuvântarea acestei relații. Iată că au ajuns în Biblie. Credeți că aș fi scris Scriptura de ei dacă n-aș fi făcut chestia asta? Nu, de aia alții n-au scris nimic. De ăștia a scris Scriptura, au făcut ceva. Știți că credința lor l-a impresionat pe Domnul. Nu? Pentru că cred că paraliticul săracul era absent complet despre ce este vorba. Dar credința acestor oameni care a dărâmat un acoperiș, care nu s-a temut de insurance, de poliție, de ce vreți, de gura lumii, și l-au adus pe omul ăsta în fața lui Hristos, credința lor a fost lăudată de Domnul, a fost apreciată, i-a adus la vindecarea acestui nenorocit. Știți că o comunitate are nevoie de câteva ingrediente. Și ascultați-mă bine, nu o să le găsim în altă parte nicăieri decât în Biserica lui Hristos. Și avem nevoie de asta. Știți că avem nevoie să iubim și să fim iubiți? Unde vreți să găsiți asta? La Hell Club? Cum mă spun ăștia că și sunt foarte mulți români, merg acolo, unul dintre băieții mei tot mă ispitește și îmi povestește ce bazine, ce jacuzzi, ce saune de toate felurile există, tot mă ispitește să mă duc, nu vreau să merg, nu vreau să merg deloc. Și îmi spune ce, câți de mulți români se duc acolo. Să iubești și să fii iubit, asta se întâmplă în Biserica lui Hristos. Nu cred că la jacuzzi. Să ierți și să fii iertat, asta se întâmplă numai în trupul lui Hristos. Și fiecare dintre noi avem nevoie de asta. Și să iertăm și să fim iertați. Să slujești și să fii slujit, asta se întâmplă numai în familia lui Hristos. Și asta este o nevoie fundamentală a oricărei ființe umane.
Și ultima, să cunoști și să fii cunoscut. Să cunoști și să fii cunoscut. Asta se întâmplă numai în Biserica lui Hristos. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze să găsim o formă prin care dragostea noastră creștină, unul față de celălalt, să se exprime prin slujirea celorlalți. Era cineva în biserica asta și asta de mult de tot, și cu asta închei, îmi spunea tot timpul, I love you, brother. Nu spunea românește, îmi spunea în engleză întotdeauna, parcă el era american. El era tot român ca mine. Dar în limba română sună un pic mai altfel să spui cuiva te iubesc, frate. I love you, brother. No problem. Un șmecher l-am chemat la comitet odată și a venit bunica să-l apere, domnule, că cine să apere pe vagabozii de nepot? Bunicii. A venit bunica să-l apere. Și ăsta s-a înfuriat și a zis, taci babo din gură. M-am revoltat. Cum vorbești așa, mă, cu bunica ta, mă? Se cere iertare în viață. I'm sorry. I'm sorry. Bă, nu, spune, te rog bunicul să mă ierte. N-a putut să spună limba română. Ăsta îmi spunea în engleză. I love you, brother. I love you, brother. Da, mă trăda și mă vindea pe unde putea. Așa, într-o zi m-am enervat pe el și am zis, don't love me that way anymore. Nu mă mai iubi în halul ăsta deloc. Lasă-mă în pace. Nu mă mai iubi, Domn. Pentru că Iacob spune, cuvântul lui Dumnezeu ne învață, zice, ascultați-mă, nu iubiți cu vorba, terminați cu declarațiile, terminați cu I love you. Să iubim cu fapta și cu adevărul, cu slujirea, ok? Eu n-am nevoie de declarații. Vai, frate, cât te iubesc, ai așa o rogojină frumoasă, zaci de ani, pe 20 de ani, îmi place să vin să te văd cum suferi aici, nu? I don't like that kind of love, nu? Dragostea adevărată nu folosește cuvinte, folosește fapte, folosește adevăr, pune mâna, cheltuiește, sacrifică, te ajută, te scoate, te vizitează. Cred că la o asemenea dragoste care slujește, trebuie să revenim și Domnul să ne ajute. Amin.